Atmosferă de vacanță, plajă, bălăceală, distracție și relaxare, cam acestea sunt ingredientele atmosferei în această pensiune din localitatea Eșelnița. Printre oaspeți și doi turiști din Târgu Jiu care și-au amânat concediul la mare pentru când destinația nu va mai fi așa de aglomerată. Ia, păi, frumos e tot ce avem nevoie pentru o mini-vacanță de relaxare. De unde veniți? Din Târgu Jiu. Câteva zile, da, două nopți. Ne bucurăm de aceste peisaje minunate, ne bucurăm de natură, de relaxăm, de apă, copiii se simt minunat. Noi alegem o locație care să se potrivească și pentru juniori, astfel încât și ei să se simtă bine. E minunat, revenim în fiecare an. Deja e un obicei al familiei. În pensiunea despre care vorbim, locurile de cazare sunt ocupate și în septembrie aproape toată luna. Afluxul mare de turiști a ridicat și tarifele în clisură. Funcționăm la capacitate totală, avem rezervări până pe 22 septembrie full. Tarifele au crescut cu 30% în acest timp, datorită faptului că turiștii nu mai pot pleca în străinătate, toată lumea s-a axat pe acest loc. Aglomerație foarte mare este și în zona pontoanelor, de unde se pleacă în croaziere pe Dunăre. Sute de turiști pleacă zilnic în spectaculoasa plimbare cu barca pe fluviu. Denumirea de peștera Ponicova vine că se varsă râul Ponicovania. Iar două galerii. Galeriile se cheamă Camera Stalactitelor și Camera Lilieților. Dacă anul trecut în clisura Dunării mai puteai găsi o cameră liberă și la 150 de lei, acum, în aproape toate pensiunile, tarifele trec de 200 de lei și ajung chiar și la 350-400 de lei în cele mai scumpe locații, doar că este foarte dificil să mai găsești o cameră liberă.